ce lumătii. Dar mi-e ciudă că n-am șomaj la meseria asta. Aole, stai că vine unul. Azi, păpușe. Bună, fica mea. Dar de unde vii, băiatul meu? De la carnavalul lui Batman? Fica mea, Domnul să te ajute. Hai, intră puțin în mașină, că vreau să stăm de vorbă. Fica ta? Păpiță, dar și tu o cunoști pe mama? Boss, de vorbă, de nevorbă, eu tot banii aia țeau, să știi. Da, da, fica mea, da, hai, intră. Ia zi, popi. Cum te numești, fica mea? Dacă mai zici mult, fica mea, o să încep să-ți cer pensia alimentară și alocație, că și așa n-am avut-o când era mică. Da, dar pentru asta trebuia să merg la școală. Hai, lasă-mă cu morala. Ia zi, cu ce începem? Fica mea, tu te rogi de obicei? Nu neapărat că mă rog, dar mai mult stau în genunchi, dacă înțelegi ce vreau să zic. În sensul că dacă știi vreo rugăciune, de exemplu, îngerașul meu, care e ușoară, pe aia o știi? Aaa, pe aia da, o zic că fiecare zi când vin la muncă, dar numai că e puțin modificată, e după mine așa, Gianni îngerașul meu, așa se numește. Bine, spune-o cum o știi tu. Gianni îngerașul meu, vezi la acel derbedeu, că s-a luat de fata ta, du-te și rupe fața. Ieri mic ce ești mai mare, care-i pun, care-i picioare și la coaste lovește. Dar vezi fața, iuferește. Și pe fată o crotește. Tu ești cel mai mare pește. Te pup, Gianni. Te știe. Fica mea, tu ții post? Eu post. Păi pe fișa mea de post scrie că eu trebuie să bag în gură în fiecare zi carne. Pe curviculul meu vite. Dar să știi că uneori este foarte important să nu mănânci carne, să treci pe verdeață, să-ți cureți corpul, este esențial. Bă, popi, cu verdeața asta ta, dă-te în spanac! Păi lauzi atâta verdeața aia de parcă ești pupi marinarul! Să moară jubilat! Mai întâi aș dori să te spovedesc. Putem să jucăm și șoptica, eu n-am probleme. Spune-mi, te rog, ce păcate ai. Bă, eu nu am niciun păcat. Dar mă gândesc la tine că e păcat să stai așa degeaba de vorbă și să nimic. Că eu tot banii aia ți-i iau. Știi cum e? Vorba lungă, scurtă. Apropo de asta, fica mea, spune-mi, te rog, ai prea curvit? Busule, dar tu întrebi dacă șoferul conduce, măcelarul dacă taie carne și pe mine dacă o bag în gură? Păi normal că am prea curvit, că dacă doar curvesc, lisi banul. Dar de furat ai furat vreodată? Odată mi-am furat-o de la un tirist, dar i-a dat Gianni la geale de ieșit și rugăciunea aia. Eu totuși simt că tu ai un suflet bun. Zi-mi, te rog, sincer, ce te frământă pe tine? Dar astea la muncă mă frământau. Fica mea, lăsând la o parte fata asta caterincoasă, fii o secundă sinceră și spune-mi, ce te supără cu adevărat? Bus, ca să fiu sincer, am și eu supărările mele, adică... Meseria asta nu e totul lapte și miere, cum se... Sunt și eu supărată, adică... Te bate vântul, te bate ploaia, te bate Gianni, vrăjeala trebuie să meargă. Pe lângă asta, eu sunt meseriaș. Eu chiar am talent, eu știu să cânt. Dar ce-am observat eu este că în industria muzicii, bă, nu se mai face prostituție de calitate. Plus că trebuie să dai 50% la impresar, la Gianni dai doar 40%. Ca să nu mai zic că și pandemia asta mi-a stricat afacerea. Am încercat să fac prostituție la domiciliu, să lucrez de acasă. Ha! Ca la AliExpress era. Ce comandai, ce-ți venea acasă? Comandai negru, îți venea alb, comandai S, îți venea M, comandai viu, îți venea Ilescu, comandai bărbat, îți venea Tristariu. Ha! Greu, greu! Of! Bă, părinte, așa că hai că s-a trecut ora și trebuie să-mi dai 100 de lei. Da, fica mea, ai dreptate. 100 de lei trebuie să-mi dai. Ce? Eu trebuie să-ți dau 100 de lei? Da, fica mea, pentru că 200 de lei spovada minus 100 de lei că trebuie să-ți dai o ție, 100 de lei trebuie să mai dai. Păi tu ai venit la mine, bus! Păi da, că de când s-au închis bisericile căutăm și noi clienți pe teren. Crezi că numai la voi e greu? Bă, popi, lasă vrăjeala, dar mă faci pe mine de bani? Vezi că îl chem pe Gianni? Bă, îl chem pe Dani. Hai, marcă banul și am plecat. Și tot și cu banii luați. Iar, al drecu preoții ăștia iau bani și de pe curve. Și eu credeam că Gianni-i pește. Gata, știu, mă reprofilez. Alo, Gianni, ia zi mă, cum stă îmbrăcat în negru? Cam afacere pentru tine bănoasă. Și tot așa, fără taxe.
aia faci fă. Chiar ziai de muncă? Clienți ceva? Da, fata, da. A mers super. Super pisie. Cam nepcioplit așa, țăran, dar... Na, asta e. Hai, fă, de-astea așa, țăran. Puptează, țăran, dar avea caș pe el. L-a luat apartament, ești proastă. Dar tu ce faci pisie? Cum îți merge? La stradă, ca de obicei. Da, îți dai seama că după pandemia asta, subțire, subțire, ca hainele mele, de pe mine. Da. Păi da, dacă mai stau mult aici, o fac ăștia statuie. Mă cauți pe Google Maps ca monument. Se cacă porumbeștea în capul meu, știi? Nu mai poți? Nu mai pot, fă, dar ce să fac? Pune mâna și fă rost un sponsor de lungă durată ca mine. Fii atentă că de bine de rău te ajută. Chiar dacă e așa mai țără noi, dar... Aibă bani pe el. Vine, fă, hai că băg la cap. Am băgat la căpățână. Fă, vezi că vine un fraier. Stai așa că îl combin acum, hai, pa. Ce faci, frumosule? Dar ce scură de automobil ți-ai la mă? Place, doamne? Vrei să urci? Bă, la câte tiruri am escaladat, crezi că mi-e rușine cu asta? Hai că urc, boss. Ia zic, cocoșel, ce zici? Mie îmi place așa, doamnă, de tine, că ești așa înfiptă, ai? Așa. Dar nu sunt eu înfiptă, boss, zilnic de câteva ori. Sincer îți spun, la celelalte femei le-au fost rușine cu tractorașul ăsta, că e mic, că e, nu știu și, că se fac din râș, că e tractorașul meu, nu știu cum. Tractorașul ai? Lasă-mă, ce dacă e mic, jucăuș să fie, adică să-l ducă motorul, să mă tractez bine, înțelegi? Dar cum, doamne, cum nu-i jucăuș? Are 3 viteze. Ah, 3 viteze, la 6, la 9 și la 12, nu? La da. 12! Exact, doamne, la 6 mă apuc din muncă, la 9 iau masă și la 12 pacanează. Oh, deci de la 6 la 9 te ține, bă, 3 ore. Hai, mă, că te descurci. Doamne, da, eu zic sincer, mie îmi place de tine, că ești așa mai... mai înșiripat, așa mai zdrahană, uite că sigur duci o coșarcă de lemne. Bosule, la câte cioate am cărat eu, ce niște lemne acolo? Dar tu ești femeie de casă, nu? Că eu femeie de casă am nevoie. Păi nu sunt eu femeie de casă, în câte case am fost eu? Ca să nu mai zic de apartamente, băi, ca să nu mai zic de locuințe, ca să nu mai zic de moteluri, ca să nu mai zic de parcări, ca să nu mai zic de tiruri. Oh, câte locuințe am fost eu, dar eu și Iohannis ce are mai multe case, înțeleg? Doamnă, mie îmi place de matale și eu vreau să fiu direct, că eu am o vorbă, vorba lungă. Da, scurtă, știu! Da, 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 și de asta vreau să te întreb, că eu am nevoie să mă însor și am nevoie de o femeie să-mi țină casa, că am o casă mare și e mult de muncă și n-am timp să mă ocup de tăti. Iauzi, ai casă mare, ai? Iauzi, Lucrețiu, a dat norocul peste tine cu ăsta, că ăsta e plin de bani. Și îmi place și că stai de vorbă cu mine, că celelalte femei îmi întorc spatele, nu știu cu ele. Să-l întorc și eu, nu-i problemă, o să-ți placă. Dar trebuie să vă că ai cașul. Păi, dar n-am eu caș, doamnă. Dar eu am 200 de oi. Eu dau la toată lumea caș în sat. A, ia uzi, mă. Are balta pește, de ce? Da. Are, are, dar cum? Dar săptămâna trecută, uite, așa un șalău mare am prins pisilet. Atâta era. Și cu caș, și cu șalău mare. Și zici că ai casă mare, ai? Doamne, când eram mic, ziceam că e palat. E mare, păi ca să nu mai pun purcăleața și poiata. A, mai multe clădiri. Auzi, da, living-ul e mare? Ha? Ce așa la? De stai, mă, de obicei. Living. Adică livading. Livadă! Păi da, tu știi cum am, am câteva hectare pe dealul ăla. Păi aș vrea să vin și așa în timpul zilei să, să stau să-l privesc, ai? Păi dacă îți place să privești, numai bun. Mergi mâine, te duc mâine, ai de privit acolo cât vrei. O, de mâine, păi nici nu mai răspund lui Gianni la telefon. E de asta e amenajat, a pumpăriu ca ele masiv, nu? Da, uite, așa bușteni mare am. Bosule, gata, m-ai convins, mâncați așa ochii tăi, vin la tine. Fii atent, vin la tine, dar mie îmi place să fiu femeie transparentă, așa cum vezi tu în îmbrăcămintea mea. Bă, vin la tine, dar cu o condiție. Da, doamne, da, da, oricare, oricare. Vreau să știu că ai mălai. Mălai? Aha. Mălai? Că ai mălai. 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 Mă... A? Mălai.
Of, Lucrețiu, tare proastă mai ești. Ți-a trebuit mălai ai, na? Mălai pentru toată lumea. Ia uite, vezi ce fin îl atinge? Exact cum ți-am promis, mălai fin am, vezi? Pleacă de aici. Huș! Alo, ce faci, fă? Păi ce să fac? La stradă, ca taximetriștii. O, nebună, dar și taximetriștii mai au și ei o pauză de ziua lor. Fă, e ziua ta, fă. Fă și tu ca ei, ca să nu scârți noaptea, știi ce zic? Mai schimbă și tu un ulei, mai dă zborna kilometrică înapoi. Că să mor eu, ai o față așa boțită, zici că ești înmatriculat în Bulgaria. Ce, fă, de ziua mea se face cașu, acum e o brânză de păr, înțelegi? Păi un preț are o curvă de ziua ei, un preț are de ziua altuia, da. Lasă, fată, că după aia îmi schimburi câte uleiuri, bine, aia mea. Fă, hai că vine un fraier, fă. Hai că face pata bănuțul ca să schimbe uleiuțul. Bine, fă, hai, te pup. Și la mulți bani, se știe. Ia zi, frumosule, cu ce te servește fata? Cam de toate, ca la împinge tava sau împinge fata. Uite ce am zis. Dar bună ziua, estimabilă domnișoară. Mă adresez cu un deosebit respect în această zi mirifică față de dumneavoastră. Da. Dar vă rog, intrați, luați loc, haideți, comod. E un frig incredibil afară de dumneavoastră, așa de goluță. Păi da, frumosule, dar dacă nu mai eram în goluță așa, mai vedeai buloanele astea. Spune-mi, te rog, stai comod, ești bine, mutăm scaunul mai în față, mai în spate. Stau comod, boss, dar ce crezi, că o să stau mult în poziția asta? Bă, cu cât zici, e un frig afară să mă rămâs, ia uite, mi-au înghețat mânuțile. Auleu. Mai bine? Dar tu ești de la de linge mâini, linge picioare, de la... Se da din ala. Vă. Facem, bus. Facem. Dar să știi că te costă extra. Frumosule, eu nu m-aș fi băgat la pupat mâinile astea. Păi eu mai înainte am avut o trupă de tiriști. Păi, bă, nici dacă erai șef la Avicola, nu puneai mâna pe cocoșel cât am pus eu. Acestea sunt pentru tine. Aoleu, dar tu ești de la cu fantezii, cu de-astea, cu roleplay, cu grădinarul de-alea, cu așa. Facem, boss, facem, știi, se pricepe fata, cum nu? Facem de toate, cum nu? Ești profesionistul, nu? Hai, cu ce începem? Mă gândesc să începem cu ora. Perfect. Mă refer, spune-mi despre tine, vorbește. Despre mine? Să-ți vorbesc despre mine? Dar ce? Eu nu prea sunt vorbăreț așa, eu nu... Păi eu dacă dau din gură și nu am ceva în ea, pierd bani. Vorba lungă, curtă! Bine, atunci dacă nu vrei, hai să încercăm altceva. Te întorci frumos cu spatele, te rog, și ne relaxăm. Așa, băiatul meu, acum am mai venit de acasă, mă întrebam că ești de la obsedat, ciudat de la de ziua șapte, de veste, știi? Așa. Mai bine așa? Da. Simți cum se duce tensiunea? Da. Foarte bine, am o surpriză pentru tine acum. Ce surpriză? Vreau să te leg la ochi. Așa mâncați, așa, abia acum începe acțiunea, că mă plictiseam, nici nu știam cu cât să te taxez pentru bălăcărea aia. Așa mâncați, așa. Hai să înceapă acțiunea. Și acum aș vrea să sufli cu putere.
Eu sunt frumusule, dar să nu-ți umflu burta aia, că o dai în urticăială după aia. Așa, pune aici. Acolo, acolo. La mulți ani. Dar tu de unde știi că e ziua mea? Nimeni n-a știut, adică n-am... Pe nimeni nu mi-au adus tort de ziua mea. Cum te-am întâlnit eu de ziua mea? Tu chiar ești bărbatul visurilor mele. Și mai am și o felicitare pentru tine. Felicitare! Și mai am și un cadou pentru tine. Cadou? Și mai am și nota de plată pentru tine. Nota de plată? Note de plată? Da, 2 milioane. De ce? Cum pentru ce? Pentru tort și flori. Păi, prietena asta ta, Angie, când a sunat și a comandat curv la domiciliu, a uitat să menționeze că trebuie să iau flori și cadou. Da, curv la domiciliu. Pentru nevoile femeilor. Cum puteți voi ia iha pentru bani, putem și noi mua mua pentru bani. Simplu. Vin, te pup pe obraz, 2 milioane, hai. Și degajă frumos mașina că mi-o puți. Că mai am vreo 7 femei speciale de văzut azi. Hai. E drecu, și ne-ai putut-o și cu banii luați. Ia zi, bosule! Hai, păpușel, odată, că nu mai merge și asta de atâta. Tă-tă-tă-tă-tă, trandafiri, la firii de-a mea, o te va... Ia uite mă cum e îmbrăcat asta, zici că e camuflaj în poienița cu floricele. Hauleu! Ia uite ce fată frumoasă acolo, da pare că-i bambia. Ia hai să-mi încerc norocul, poate-mi scot pârlelă pe asta. Hauleu, ce face o domnișoară așa singurică aici în amiaza mare, a? Ete, ce să fac? Muncesc cu drag și spor, ce să fac? Oh, ai sporuri de risc sau cum? Mai mult sporuri de ciuperci. Fata mea, hai să-ți ghicească Mercedes-a în palmă și-ți spun eu tot. Oh, dar tu și ghicești? Oh, ia să văd, ce-mi ghicești, ia? În mâinile astea brăzdate de atâta muncă și atâta... De atâta bătătorită, ce... Ce ești tu? Brăzată de munci și muncitori? Oulă, uite ce zici! Că la drum de sară o să întâlnești un bărbat chipeș! Ei, na! Păi normal că toți sunt frumoși când seara nu vezi bine! Ascultă la mine, mari lucru îți rezervă viitorul! Păi că e mare, că e mic, eu tot banii aia îi cere! Nu mă refer la asta, mă refer că ai să ajungi, fata mea, foarte mare. Aoleu, păi nu-i bine că da, a zis Gianni că dacă ajung mare, mă dă afară, că mă îngrăș. Nu, mău! Hai să ajungi mare într-o companie! Păi eu, de când mă știu, sunt mare în compania bărbaților. Tu! Nu mai glumi atâta, că eu zic adevărul, uite-o, să întâlnești un bărbat frumos și deștept. Care o să te scoată din sărăcie. Păi da, Gianni zice că el a fost băiat deștept că m-a pus la muncă și frumos, după gusturi, nu prea, adică dacă îți plac bombardierii cu ceafalata e perfect. Dar fii atent aici că ai să întâlnești un bărbat frumos, chiparos, cu bune maniere, îmbrăcat bine la costum, uite cum vă costum aici, deștept, cu casă în Maldive. Și numele lui o să înceapă cu V. Vezi? V. Viorel. Păi ce dracu mă că ăsta-i luat? Dar ce eu am treabă cu soț de vulpi? Eu mă pun cu toate vulpile? Hai marș de aici că nici n-am încredere în tine și nici nu-mi place ce zici. Vrei să plec? Plec mâncața-și fără probleme. Dar măcar cât ți-am ghicit în palmă și ți-am zis adevărul. Nu dai și mie 10 lei? Ce să fac? Să-ți dau eu ție bani. Hai marș de aici, hai degajează terenul că încep să mă enervez. Păi, da, te blestem acum și n-o să mai ai parte de acest bărbat. Ascultă la mine că o să vii și că o să mă cauți. Și eu nu mă mai văd cu zăcile.
O să vezi tu atunci, bănăre, ce cer. Doamna ghicitoare, mama umida, hai degajă terenul, că dacă nu-l chem pe Gianni. Pum, stuche, cărmățele, picața-și rujul. Vedeți așa angajat, l-a stat cu trei carte de muncă și cu trei puradei după timp și cu toate taxele la zi. Cădeți arurechele ca să nu mai auzi muzica lui Jador. Vedeți aș profilul înscris în bucătărețele anonime. Să mă lingi subatic. Cădeți aș prâncenele la mustață să fie o mustăceasă urete. Vedeți aș dinte strecați din la zacuscă ieftină. Apa cât somn de blest. Ce să zic, frumoasă poezie. Hai, degajă terenul că mi-e iclint. Hei, cacoșel, ce faci? Hai mă, odată să vină ăștia să mă ia odată. Mame, ce bucățică! Mă, dar fii atent cum e îmbrăcat ăsta, mă. Zici că e de la Milano, de ăla. Sănu mâna, dar ce frumoasă și delicată sunteți. Dar nu sunt eu. Numele meu este Vicențiu. Spune-mi, te rog, ce face o fată așa frumoasă, singură și simpatică aici, în frig? Muncesc, bossule, ce să fac? Ia zi, cu ce te servesc, a? Cu nimic, pentru că eu am totul. Doar pe tine te vreau. Bun! 200 de lei ora de plăcere. Am înțeles. Dar pentru o viață întreagă de fericire, cât costă? Adică, în paralel cu nevastă-ta sau cum? Nu. Doar tu și cu mine în vila mea din Maldive. Maldive? Ce, mă? Ai fost la strand în Crângaș și ai văzut niște, pe malul apei niște dive și ai zis că ești în Maldive? Fii atent că vin, dar te costă transportul. Tu nu ai înțeles. Te vreau doar pe tine, să te iau cu mine, să trăim împreună, dacă vrei să te căsătorești cu mine. Bă, tu ești diliu? Tu vorbești serios? Da, bineînțeles. Ai să lucrezi la compania mea între timp, până găsim ceva pentru talentele tale. Pentru talentele mele? Ce să mă pui să fac? Maxim ghititoare de săbii! Să știi că eu vorbesc foarte serios. Bă, tu ești nebun? Tu chiar vrei să mă iei de nevastă? Da, pentru că tu ești ceea ce mi-am dorit vreodată. Fii atentă, în seara asta trebuie să plec pentru 3 zile, dar după ce mă întorc te caut și plecăm împreună spre răsărit. Ce spui? Bă, tu chiar vorbești? Vrei să mă iei cu tine în Maldive? Mă, cățești, tu ești bărbatul vieții mele, abia aștept normal. Ia-mă de aici, capul mă de sărăcie. Să trăim până la adâncul bătrâneții împreună și în lux. Nu ca orice sărătoacă proastă. Ce-a trecut, frate? Nu mai dă ăsta niciun semn, nimic. Parcă dracu a intrat în pământ. Ce măsa, parcă-ți blestemată. Păi, da te blestem acum și n-o să mai ai parte de acest bărbat. Ascultă la mine că o să vii și că o să mă cauți. O să vezi tu atunci, bănăre, ce-ți cer. Vai de mine! Lucreție, o trebuie să o cauți pe țiganca aia, că altfel ai pus-o. Unde-i drecu-i asta? Uite-o! Se la firida mea! Ei, sora mea, ce faci? Ce faci, sora mea, azi, a? Să rămână, sora mea, ce faci? Mă bucur să te văd, știi de când te caut? Iauzi! Dar de ce fata mea? Păi am venit să-ți dau 10 lei că mi-ai ghicit în palmă! Dar cu ce ocazie, mă rog, te-ai schimbat mătale așa, nu? Ce s-a întâmplat? S-au adevărit niște lucruri din care mi-ai prezis tu. Așa zici? Păi să știi că de acum schimbăm foaia. Păi da, că eu când ți-am zis n-ai vrut să mă crezi și nici să mă plătești. Acum o să-ți cer și mai mulți bani și să-mi pup și mâna. Hai, 1.500.000 și te scap. 1.500.000? Păi dar nu era 10 lei? Păi ți-am zis că o să te costi în plus. Fie. Hai că te de blestemific. Hopa, țârla, hopa, țârla.
Gata, ești de blestemificată. Hai că nu am timp, că am și alte business-uri în zonă. Dar asta vine înapoi, nu? Avem banii, banii. Hello! Birouri pentru deslegări farmece și recuperări bani în urma blestemelor. Oh, da, sigur că da, cum să nu, dacă vreți achități, vă duceți jos la nivelul 2 și vă duceți la secretariat, la contabilitate și veniți sus pentru facturii, că noi tot ilegal suntem cei mai buni de pe piață, vă mulțumesc la nivel. Hallo, da, cei mai buni de pe piață, dezlegăm orice. Argentul viu, îl scoatem și pe ăla și vi-l dăm la capachet ca suvenir, sigur. Vă transfer la unul din cei 6 agenți ai mei, sigur, vorbesc. Ai, Vicențiule! Da, doamna, v-a plăcut ce bine am vrăjit-o pe aia? Ia spuneți, mai aveți nevoie de mine? Vezi, du-te din nou pe teren, că am o comandă, trebuie să vrăjești chiar o gagică. Și veste bună! Vrei să știi? Am prins un contract pentru săptămâna viitoare, ghiși la ce? Să dezlegăm! Pe cei care se tem de 5G mâncața și ochii tăi și o companie de șireturi. Greu tare, greu tare, ce să fac? Păi de ce fă așa greu? Păi cu pandemia asta îți dai seama că nu mai merg clienții, nu mai merge nimica. Păi stai, tu nu erai cu ăla care era mai țăran așa, el dar avea bani? Nu erai cu el? Țăran da, dar bani mai puțin, adică are prostul bani pe el, dar știi ce ține de ei? Fă, dar tu ai auzit de Gina? Asta face o tonă de bani pe Germania. Ce bani să facă aia fată pe mică, e o pârlită! Păi și-a făcut operații, ce crezi? Auzi, de ce nu ești și tu ăsta, țăranul ăsta tău cu bani, să-ți spună buze? Nu! Păi dacă îi zic să-mi umfle botul, ăsta-i proș și-i face altceva. Păi atunci spune să-ți pună silicoane. Stai fă, ăsta îmi pune silicoane și mă duc cu alții? O fi el prost, dar nici chiar așa. Păi nu trebuie să știe el. Tu îi spui că asta îți dorești ca cadou de Moș Nicolae și când ai văzut cu saci în căruță, o tai în Germania și străiești viața. Tu știi că nu ești proastă degeaba, mânca, ți-aș gura ta bine că te-am ca prietenă. Hai că văd eu cum fac cu ăsta, mă. Tu ai o idee bună. Hai, te pupi. Pa, pa. Fă, Lucrețiu, nu vrei tu alea că să te ocupi și tu de vaca și ei din ogradă? Câtă ziua te ocupi numai de vaca și ei din telefon? Hai, te rog eu frumos, nu te leagă la vacă. Auzi, dar tu de acum ai o problemă cu ce fac eu toată ziua? Să nu mai zic că mi-ai tras și țeapă când am venit aici. Că ți-am cerut mălai, mi-ai făcut mămăligă. Ți-am cerut să văd dacă ai caș, m-ai dus la moi. Am vrut să văd dacă ai motorul mare, bai băgat sub tractor. Acum nici să vorbesc cu fetele toată ziua, nu am voie. Ia vezi că ne supărăm. Păi da, fă, fii mei, dar este atâta treabă în o gradă și când vine frigul acum și eu nu mai pot din muncă și tu stai degeaba. Păi da, eu de ce am luat? Bă, să le, păi tu m-ai luat de frumoasă, nu m-ai luat de gospodină. Fii atent că eu sunt plantă de apartament, nu sunt brusture de asta de grădină. Eu am venit aici să-ți decorez casa, nu să-ți repar o gradă. Plus că eu merg după un principiu foarte clar, muncă și răsplată. Adică dacă Lucreția vrea să-ți muncească, după aia trebuie să primească o recompensă. Da, fă, Lucrețiu, da. Dacă tu îmi spui și recompensă vrei, eu te recompensez, nu mă ajută, mă. Bă, să le fii atent ce vreau eu să-mi fac. Vreau să-mi fac un upgrade. He? Să mă îmbunătățesc așa, să devin mai șucară, mai faină. Da, tu ești șucară, uite, tu ești cea mai bombă din sat. Tu ești singura care nu poartă batic pe cap. Tu, blana, o porți la gât și nu pe picioare. Tu când îți tragi ciorapii, nu arată de parcă presezi mararul în pungă. Ești bombă, bombă, nu? Da, vreau să fiu și mai bombă. Vreau să fiu și bomba lui Saddam. Bun, și ce anume vrei atunci?
Vreau să-mi fac o îmbunătățire, o renovare. Vrei să renovăm bucătăria care mușiga în colț? Mamă, ce prost ești. Nu, mă, altceva. Tu vrei balcoanii? Da, da, exact. Nu, că tu ești prost și tu îmi faci terasa afară, nu? Cam, da, asta vreau. Păi nu, că și așa tu ești încet de cap. Că alaltă ieri ți-am zis de stat capră și tu ce vrei, să-mi tai lemne pe mine? M-am gândit și eu, că oricum e să rup capra și ești, m-am gândit că m-a ajuns tu la tăie lemne. Fii atent că eu ți-o zic direct, că dacă zic da mingile, tu te duci și mi le aduci din beci. Dacă zic bidoane, te duci și mi le aduci din cămară. Dacă zic pepeni, te duci la dăbule și dacă zic, nu știu, unger, mă trimiți în grajd. Așa că vreau să te adun și să încep să-i dai drumul la creierașul ăla din căpșorul tău, să meargă. Uite ce vreau eu, bosule! Silicoane! Silicoane? Silicoane noi! Silicoane vrei? Și mai mari! Păi și mie și mi-aduci și Moș Nicolae dacă eu îți iau silicoane ție. Ei, ce să se aducă? Ție o să se aducă ceva dulce și bun care o să-ți placă foarte, foarte mult. Dulce? Și bun... Bine, fată, avem o înțelegere, dar fii atentă. După aia am ajuns și prin curte. Da, fac orice, săp, mulg, sparg, rup, orice fac. Vezi cum pleacă fata pe Germania și face bănuții. Bine, cât? Bine, Bucus, hai. E bun vă lucrez, mi-a luat acadele din Moș Nicolae, super, adică... Sunt bune, nu? Dacă ai zis că mi-e ceva dulce și bun, mă așteptam la cu totul altceva, dar... Na, e bine, măcar că mi-a luat de-astea de la Loli Boni. Știi cum e, Loli Boni, Loli Buni. De altfel mă supăram, dar așa-s bune. Dar măcar eu ți-am luat, ții exact ce te așteptai tu să-ți iau, nu? Da! Fix la ce mă așteptam eu, fix! Silicoane am cerut, silicoane mi-ai dat. Prăjitura e minunată. Dacă inima le cere, dă-le acadele, dă-le, dă-le acadele, dă-le doar lapte și miere. Dacă le face plăcere, dă-le acadele. Cocoșe, odată, hai ce facem aici, suntem la... Stai că vine unul. Un potențial alegător. Ia zi, Cocoșe. De fapt, ce Cocoșe? Domn Băun? Că-i mai pretențios? Ia zi, ce adărăște sufletul dumneavoastră tricolor de domn primar, ha? Sărumâinile! Vai, dar sărumâinile dumneavoastră. Ce face o domnișoară așa singurică ca tine aici singură ziua la miaza mare? Pare. Ete, ce să fac, domn tricolor? Fac trotuarul. Că de când promis tu că îl faci, îl fac eu înainte ta. Da, cu ce ocazie pe aici? Ai greșit adresa? Că nu știu dacă știi, de aici, pe partea asta de centură, se face altfel de lucrări. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Nu, Lucreția, dragă, aveam treabă fix cu tine. Păi la ora asta, adică că tu de obicei veneai seara ca să nu te vadă alegătorii. Nu, dar nu de treabă de aia, Lucreția. Nu. Hai, te rog, intră în mașină, că am ceva de discutat cu tine, dacă nu te superi. Hai. Bine, boss, dar de câte ori n-am auzit eu asta? Hai, intră în mașină, că nu-ți fac nimic. Și uite cum am ajuns. Haide, te rog, ai grijă cum te așezi. Ia zi-mi, stai comod, stai bine, dăm drumul la căldură, la răcoare, la ce dorești tu. Dacă vrei, dăm cavare și masaj, scaunul ăsta are de toate mașina asta, să știi. Da, știu, boss, că toată lumea zice că n-ai făcut ABC-ul ăla clasic, apă, canalizare, becuri. L-ai făcut pe ăla din garaj al tău. Adică Audi, BMW, Q7. Da, dar ăla nu e că, ăla e Q. Păi da, dar tu ai mașini de la ăla Q. Dar ia zi, boss, de ce m-ai chemat aici? Ia zi, ce? Vrei să-mi dai și mie pomeni de alea electorale ca la babe cu zahăr, ulei, găleță? Că eu n-am nevoie. Păi nu, că eu îi duc pe toți cu zahărelul când mă dau cu ulei și la sfârșit găleata o primește fiecare.
dacă înțelegi ce vreau să zic. Păi nu, nu mă interesează asta, dragă Lucreție. Eu aș vrea acum să aloc bani noi pentru comună. Apropo, domnul Tricolor, apropo de proiect, nu vrei să facem proiect nou cu mine? Cum e prima casă să fie prima găleată. Dai mie banii și eu trec cu găleata pe la fiecare. Lucreția, draga mea, aș avea nevoie, mare nevoie de ajutorul tău. Fii atentă cum mă poți tu ajuta pe mine. Fiindcă acum vine campania electorală și am nevoie de puțină reclamă agresivă și tu, hai să fim sinceri, ești o persoană sociabilă și oricum a trecut tot orașul pe la tine. Și aș avea nevoie, dacă ai putea pune tu o vorbă bună, știi cum e? Campania electorală agresivă. Că oricum ești mai ieftin cu tine decât dacă dau fac pomeni electorale. Tu oricum îi faci să simtă bine atunci când le dai flyerul. Am agățat flyerul și am dat flyerul. Păi vezi, mă, Lucreția, că te duce capul. Dar tu ești fată deșteaptă, mă. Și cunoscută că la tine trece toată lumea. Și peștii mari, și peștii mici. Și peștii de la concurență, adevărat, boțule. Eu cred că dacă încep să candidez, să mă rămâțe dacă nu câștig. Vai, 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 dar chiar te rog, nu candida. Așa am zis și la ultimul care mi-a dat mâncărim. Te rog, nu candida, nu candida. Și până la urmă mi-a dat-o. O să fii atent. Dacă eu te ajut pe tine. De? Mie ce mi-ase. Lucreția, fac orice vrei tu. Mări în centură, o fac cu 4 benzi. Să vină cât mai multe tiruri pe aici, să treacă, să avem tranzit pe tot orașul. Cât mai mare, nu contează. Păi dacă faci așa, nu o să mai fie centură, o să fie direct brâu. O să vină aia la pușca și cu reaua înaltă. Da, exact, exact. Facem ca la Mec. Facem drive-in la Lucreția. Oricum tu ești atracția orașului. Deschizi geamul și comanzi, nu reparăm și centură și tot. Hă, nebunule, nu repara centura, lasă așa cu grăb, că nu e numai bună, că dacă vine omul, încetinește când vede câte o groapă și vede ce are fata de etalat, atunci îi se face poftă, îi curge o băluță și oprește la McDrive-ul lui Lucreția, eu ce am? Meniu cu piept de pui, meniu cu copănele. Bun, și atunci ce pot eu să fac pentru tine ca să te simți mai bine? Vrei să spun niște copaci să nu te mai bat soarele în cap aici? Nu, cu soarele nu e problemă cu, că mă bate. Cu Gianni vorbești. Da, gata, vorbesc cu Gianni, ce dracu, dar și el e membru de partid, nu? Spune-mi ce altceva ai mai vrea tu și eu te ajut. Dacă mai am nevoie de ceva, poți fi atent aici. Ne. Iezi, sunt eu cea mai cunoscută din oraș? Da. Sunt în relații bune cu toți? Chiar foarte bune. Și dese. Bine, boss, fii atent. Te ajut. Dar mai am o singură condiție. Perfect, oricare, oricare. Ce dorești de sufletelul tău, spune. Stați, boss, stați la conferința asta de presă ca să verific ce-o microfonul. Hai, dă-i 10, dă-i 10. Dar cum l-am spus, băi, așa mare și negru, cum îmi place mie. Cu trei mă descurc, mâncați așa. Hai, ia cu întrebările. Doamna purtătoare de cuvânt, care sunt planurile candidatului dumneavoastră legat de asfaltarea străzilor? Altă întrebare! Dar legat de canalizare? Altă întrebare! Cum răspundeți dumneavoastră acuzațiilor că ați făcut prostituție înainte de politică? Boss, ce vrei? Asta e viața! Azi ești purtătoare de boli, mâine ești purtătoare de cuvânt! Dar nu credeți că este o problemă având trecutul ăsta? Boss, ce dracu, boss? La câte curve sunt în politica asta, eu sunt, știți cum, cea mai mică și cea mai cinstită dintre toți. Hai, vă pup și ne vedem la vot! Ce faci, vă? Scarpinuță! Ce să fac? Am auzit că te-a dat Gianni afară. E adevărat? Da, fă, m-a dat afară, că... Sanchi, că ci că nu mai dau randament, că e greu cu bani. Nebun și ăsta, îți dai seama. Păi și ce-i să faci acum, fă? Ete, ce să fac? Mă reprofilez! Îmi schimb profesia, fă. Fă, mă duc la videochat. E mult mai bine. Iarna stai la căldurică, vara stai la răcoare. Nu ți-e frică că te, eu știu, te bate vreun tirist? Și banii sunt mult mai buni. Fă, chiar am găsit acum un anunț în ziar că face angajări în IT și mâine am un interviu. Dă-ți seama că mă duc. Fă, dacă e bine, te chem și pe tine, fă, nu fi prost. Bine, fă. Ha, baftă la interviu. Să-l iei.
dacă înțelegi. Lucreția! Ia! Vă rog! Te vei păcăja? Da! Hei! Doamne, ce faci acolo? Chiar să fac un foc de treabă, nu vezi? Căutați firile sau ce? Da, un fir mai gros, dacă știi tu ce vreau să zic. Adică HDMI-ul? Ați, dă-mi la aici de la... Hei, vă rog, pe scaun! Sigur? Da, doamna, haideți pe scaun, urcați! Haideți că începe interviul, nu știu ce faci acolo. Haideți, vă rog, luați loc. Da, boss, nu! Tu știi! Ok, în primul rând, ați mai lucrat în domeniu? Boss! Dar tu mă întrebi pe mine dacă am lucrat în domeniu? Îl întreb pe Elon Musk dacă știe de mașini de astea electrice. Îl întreb pe Bill Gates dacă știe Windows. Sau îl întreb pe Dragnea dacă știe Word. Păi eu am inventat meseria asta. Bun, deci aveți experiență. Grămadă! Dar mai mult pe partea practică, dacă înțelegi ce vreau să zic. La munca de jos. Și pe hardware. Și pe hardcore, și pe hardughel de alea, da. Ok, spuneți vă rog ce anume ați mai lucrat și ce coduri știți. Păi nu știu eu coduri, mâncați-a joghii tăi, pe toate. 6-6 înseamnă că vine gardă. Cașul gros înseamnă că ai de unde să mulci baldă pe fraie. Piu! Nevăstuică! Are nevasta acasă, fraie. Știu, pe toate le știu. Ok, să vă pun o altă întrebare atunci. Care credeți că sunt punctele noastre forte? Astea! Bine, care ar fi punctul dumneavoastră slab atunci? Talia! Unde vă vedeți peste 5 ani? Păi unde să mă văd? Tot în oglindă, îți dai seama! Doamne, vă întreb serios, unde vă vedeți peste 5 ani? Ce ați vrea să faceți? Păi dacă o luăm așa, vreau să spun că vreau să fiu șmecheră. Eu vreau să am 10 fete în subordine. Deci vreți să ajungeți team leader? Da, normal că vreau să am și timp liber, îți dai seama, orice șef are timp liber de la... În unele situații s-ar putea să avem nevoie să lucrați de acasă. Ați fi confortabilă cu lucrul ăsta? Păi depinde, boss. De ce ai nevoie, zi? Păi, vă dați seama, nimic special. Un calculator aveți? Da, am! Un scaun aveți? Un scaun? Am și de ăla, da. O masă? Aoleu, dar ce chichi sunteți, și masă și scaun? Da, am și de ăla. Un mouse? Boss, mouse intră dacă am atât. Scaunul și masa, nu știu cum să spun, dar nu e suficient de mare ușa biroului ca să intre scaunul. Nu neapărat pe scaun, dacă dumneavoastră vreți, vă așezați unde aveți nevoie. Păi da, mă așezori unde am nevoie, că îți dai seama, locul e cam strâmb, că am grijă de el, nu încap toate. Adică, stați într-o garsonieră? Ne-ar zice că e garsonieră, alții ar zice că e penthouse, dar scaunul nu intră, boss. Mă rog, important este să vă faceți treaba. Da, păi și asta ce include mai exact? Ca peste tot, o grămadă de variabile, foarte multe numere și câteva funcții. Dar la experiența pe care o aveți, nu cred că e nevoie să vă mai explic. Dai seama că de numere sătulă, dar funcțiile astea nu prea știu. Ce vreți voi, miniștri de astea mai cu funcții sau cum? Descrieți-vă, vă rog, în 3-4 cuvinte. Lucreția, tânără 28 de ani, 0722-5555, ca la taxi. Doar că cu mai puțin kilometri. Am înțeles. În principiu cam asta e tot ce am avut nevoie să aflu. E un pic prematur să vă spun asta, dar totuși știu că ați făcut foarte bine, v-ați făcut foarte bine și cel mai probabil jobul e al dumneavoastră, deci puteți începe de luni cu programarea. La programare de... la păr, nu? Sau cum? Nu. Programarea software și am discutat în interviu, bravo. Aoleu, Lucrețiu, asta nu e filmă de videochat, asta e filmă de IT. Une dracu te duci tu că tu nu știi nimic IT? Ce proastă ești! Zile că nu poți! Boss, cum să-ți explic? Nu am cum. Uitați, să... Uitați, ăsta e salariu. Atâția bani? Mhm. Bă, mâncați-a și cât bani fac ăștia, ești nebun. Lucrețiu, gândește-te să intri pe fir. Cum faci tu, cum faci ca să... Stai puțin, că mi-a venit o idee. Ia stai puțin să intre. Vă zicea că se poate lucra de acasă? Absolut. Chiar încurajăm lucrul ăsta. Bine, boss. Ne vedem luni sau ne auzim luni, că eu lucrez de acasă. Da. Bine ai venit în echipă. Ia zi, păpușel, vrei să vezi ceva mai mult de la Lucreția? Bun, pe atunci pune mâna și termină codul, că am de dat proiectul până joi. Hai!
și bagă și 30 de token. Așa. Te așteaptă. Hai mă, Lucrețiu, că nu e așa de greu să lucrezi în IT. Fată descurcăreață. Uite că mai sună. Ce faci, colegul de la 2? Ia zi, vrei să vezi ceva frumos? Bine, atunci terminăm codul, că trebuie să predau alt proiect până săptămâna viitoare. Hai! Mă, Lucrețiu, mă bucur tare că am reușit să ne vedem în sfârșit. Da, mâncați așa ochii tăi. Hai că ai zis că vrei să discutăm chestii importante. Ia zi, ce te frământă? M-am tot gândit și m-am tot gândit. Ia zi, mă, tu, ție-ți place meseria ta? Normal că nu, dar pe seceta asta ce să faci? Aș avea o propunere pentru tine, că știu că... Știi că mie îmi place mult de tine, nu? Și, na, să te bag într-un loc unde e mai confortabil, mai comod. Mai comod decât o cabină de tir? Nu, mă referam mai degrabă la un birou sau ceva de genul ăsta. Oh, da, clar că dai seama că vreau, dar ce ai? Ce-ar fi, de exemplu, să te fac secretara mea? Ce spui de asta? Bă, secretarul, nu știu să fac cafele, plus că secretarele e curve. Ce, vrei să-mi dau meseria pe față din prima? Păi atunci într-un birou undeva, ia zi, în PDF ai mai lucrat? Da, normal că am lucrat în PDF! Perfect atunci. PDF programul, da? Da, păcălire de fraier sau proști de f***ut! Ce să mă fac eu cu tine, mă, lucrez eu, că mie e tare capabilă, îmi par, știi tu? Îți dai seama că sunt capabilă! Știi că eu sunt un animal politic foarte capabil și cu foarte multe aspirații și... Te pot ajuta și pe tine. Tu ești animal în mai multe domenii. Mersi de compliment. Nu, mă, nu îmi pat. De exemplu că bei mult. Bei ca porcul. Ia zi, ce studii ai? Păi am facultatea. Facultate? Da. Păi și cum ai ajuns să faci asta? Din cauza principiilor, că decât curvă în politică, mai bine curvă cinstită pe stradă. Să nu fie rușine cu meseria mea. Știi că eu sunt foarte ambițios. Adică vorba aia, în desaga oricărui soldat se află un baston de mareșal. Baston de mareșal! Maxim! Maxim plutonier! Dar dacă îmi pui o pilă, să știi că pun și niște centimetri pentru tine, da. Păi atunci, dacă zici că ai studii superioare, da, te bag inginer undeva, mă, la un birou ceva. Tu ai mai operat pe calculatoare? Boss, abia m-am operat pe mine. Vrei să operezi și calculatoarele acum, mâine, păi mâine mă pui să operezi pisica, ce dracu? Nu, mă, dacă ai lucrat. Gianni a operat calculatoare în Germania, softuri, de-astea, programe, poate vrei să-l angajezi pe el, zic. Hai că deja cred că am o idee unde aș putea să te bag, dar trebuie să te întreb niște chestii mai întâi. Zi-mi un pic, știi care e malul drept al unui râu? Da, ăla care e lui stâng. Da, dar câte maluri are un râu? 3 maluri. 3 în Cum să aibă, mă, 3? Păi da, malul stâng, malul drept și malul ăma, de dansezi o reghetoane cu băieții pe mal. Chiar eram curios să văd cum o scoți pe asta, că aproape că te-ai înecat ca țiganul la mal. Eu sunt profesionistă, eu niciodată nu mă înnec. Dacă nu știam, mai stăteam noi de vorba cu... Dar hai să te mai întreb niște chestii. Ai idee? Știi care este area triunghiului? Ho, că deja mă simt hărțuită cu întrebările astea, dar termin-o! De legea lui om, știi? Da, normal, om ești cu mine, om sunt cu tine! Da, bun. Debit, știi ce la un debit? Normal, când vine poliția să mă aresteze, știi ce debit de înjurata meu? Ho-ho. Nu, mă, nu debit din ăla, mă. Debit de card, normal că am. Da, un baraj. Știi ce la un baraj? Păi da, clar! Când două echipe joacă fotbal și la egalitate, și una trebuie să califice clar la baraj, cum nu știu? Deci, din tot ce te-am întrebat, nu știi nimic. N-ai avut niciun răspuns corect. Niște chestii elementare, de bun simț, nimic n-ai răspuns corect. Deci e clar pentru mine, ești perfectă pentru job. Da, știam, bă, știam! Mâncați așa, am zis că mă încadrez, de ce job am? Unul fără pic de răspundere, fără pic de responsabilitate. Stai la un birou și zâmbești frumos toată ziua. E miseria visurilor mele, ce tare, normal că vreau! Dar ce asta, boss? Te angajezi la Apele Române, ce zici? Apele Române!
mâine de astea, Dorna Borzic. Astea mi-o cartatica asta nu e română. Nu mă, nu apele alea mă, nu trece. Gata, știu, tu vrei să mă angajez ca salvamar la șlant, ca Pamela Anderson, să meargă și ea prin reluare pe mal. Ți-am zis, boss, că sunt profesionistă și nu mă nec niciodată. Poți să îi văd și pe ceilalți să nu se nece. Bun, așa rămâne. Fii atent. Dar dacă te întreabă cineva cum ai ajuns pe post, faci pe victimă. Normal că fac pe... Wow, uite, deja sunt toată dramatică. Hărți cum? Păi că te simți hărțuită de întrebări, că cum își permis să te întrebe, că ai înțeles? Da. Te simți hărțuită. Hărțu cum? Hărțuită. Bine, bus, normal că pot să zic că sunt hărțuită de aia. Perfect. Gata, și gura ta nu mai termin. Sărmâna. Nu mai termin aici, Losoli. Nu vă spărați. Suntem ușor la niște, am avea câteva întrebări să vă punem. Așa punem eu. Vreau să vă întreb, cum ați ajuns aici? Ei, cum să ajung? M-am urcat în autobuz și hați, uite-mă aici. Nu, la asta ne referim. Cum ați ajuns, adică pe ce criterii ați fost angajată? Bus, dar tu ce mă puiești atâta? Ce mă, cum dracu era cuvântul ăla care îmi zicea domnul consilier? Ce mă pui pe Waze și mă umpli prin toată harta? Bă, ce? Cum dracu era cuvântul ăla când mergi pe un traseu și mergi după Waze? Google Maps, cum e? Hărți. Ce mă hărțuiești atâta? Mă hărțuiești? Eu am ajuns aici pe drept, mâncați așa ochii tăi, tu nu vezi câte cuvinte știu? Hai valea! Și nu mă mai hărți! Ui!